la februarie, da. Ăștia au simțit chestia asta, sunt oameni care eu îi respect foarte mult, pentru sunt oameni de învățământ, deosebiți. Și nu puteam să le spun la voi, nu vreau. Nu, nu, mi-a fost jenă ca să spun chestia. Dar am constatat. Și atunci am văzut, odată, sunt cei care sunt în anul 3, știți, care da. Se pregătesc pentru asta, dar culmea, ce am observat, foarte mulți ingineri care nu au făcut modulul acesta și care vin acum. Vor să intre în învățământ și... Exact. Și au nevoie de... Exact, sigur că da. Și nici nu vă vine să credeți, am văzut doctori care s-au înscris la să promoveze acest modul și am întrebat domnul doctor, păi da, dumneavoastră ca medic stomatolog, cel care vorbeam, cum să lăsați stomatologia, veniți să vă faceți profesor de istorie? Dom'le, pasiunea, adică oamenii aceia sunt mulți, nu toți, bineînțeles, sunt foarte interesați și pasionați de învățământ. Încă mai există oameni de genul acesta. Lăsăm și pe alții care vorba aceea, numai... V-aș întreba, revenind puțin la situația noastră, adică ați fost nevoit să plecați din liceul pe care l-ați servit atâta amar de vreme, mijlocul anului de învățământ. Dumneavoastră aveți și perspectiva funcționarului din minister, cum ați fost director la... Control. La control în Ministerul Educației. Aveți și perspectiva cealaltă a cadrului didactic care a trecut, cum spuneți, iertați-mă, prin toate funcțiile posibile, prin toate ciclurile de învățământ. Cum e posibil? Eu știam că odată, așa cum, după umila mea părere, odată nu se puteau, cum să spun eu, lua măsuri de genul acesta, trecerea la pensie a unui cadru didactic în timpul anului de învățământ. Nu, am fost trecut la pensie pe data de 31 august. Adică eu am mers din martie până în iulie la Casa Corpului Didactic. După aceea a trebuit ca prin lege să revin la Decebal. Nu m-am mai întors niciodată acolo, am revenit numai în acte. Pentru că după aceea cei din minister, să zicem colegii mei din minister, pentru că 80-90% sunt cei care am lucrat și înainte cu dumneavoastră, inclusiv cei doi secretari de stat care erau atunci și înțeleg că unul există și acum. Și atunci i-am rugat, zic, nu vreau să mai întorc la școală pentru că nu am atmosfera care îmi place și zic, și nu mai are rost, e ultima. Da, perfect, ce vrei. Vreau să fiu trimisul vostru, adică al ministerului, pentru că sunt expert al cotului de control, adică acolo ceea ce discutam și mai înainte, a fi un funcționar public, sunt un funcționar al corpului control, în care puteam să merg la control în orice parte a României, bineînțeles, conform unei delegații pe care le dea ministerul. Deci, i-am rugat să mă delege, să merg la toate examenele care se dau pe perioada vacanței de vară. Adică, am fost la bacaloriatul de la Cara Severin, am fost la bacaloriatul de la vară-toamnă, de la Craiova, am fost la titularizare la Râmnicu-Vâlcea și așa mai departe. Deci toată vara, după aceea, din iulie, nu am făcut altceva decât să fiu reprezentantul ministerului, dar detașat, să zici, în continuare de la, da, de la casa, decimal, dar de la ieșirea la pensie s-a făcut data de 1 septembrie, deci ultima zi de activitate 31 august. Eu vă spun cazul știu, meu. Știu. Și al dumneavoastră și al Căpraru și alții. Știu povestea, știu, cunosc. Deci n-am înțeles de ce. Exact. Va veni hârtiuța cu... Deci eu am împlinit vârsta de pensionare. Dar la dumneavoastră e cu totul altceva, dar la mine eu m-am dus să mă dat, băi, copii. Nu, n-am, niciodată n-am stat să dau în judecată povestea. Nu, păi, dar nici eu. Nici mi-a complicat. Așa, dar am scos de pe net lista celor care au primit prelungirea activității. Zic, la eu și le-a dat prelungirea activității. Spuneți-mi, ce au făcut oamenii ăștia? Sunt colegii mei, nu-i critic. Dar ce au făcut ei? Și unde am greșit eu, că eu am 42 de ani de învățământ, al 43-lea să liu și pe asta, 42 de ani, calificativul foarte bine. Pe toate funcțiile care le-am avut de la, v-am spus, de la profesor, de la Cușbir, cum ați început dumneavoastră la vânjumare, așa, până la unde am ajuns. Deci nu pot să-mi impusă. Știți, nu avem catedre, bun, nu avem catedre. Și aici s-a lucrat și se lucrează cu un dublu standard. Sigur că. Dintr-o întâmplare, total nefericită. O colegă de-a mea a decedat de fizică. Da. Și atunci am refăcut ideea, tot la fel cu acordul ministerului și mai departe, și am avut acordul și a ministerului și vă dați seama cât de tare e școala acum și am spus, uite, solicit prelungirea activității fără ca să mă întorc la școală, pentru că vreau altceva să fac.
Deci nu mă întorceam la școală, nici pe funcție, nici pe inspector general, nici pe, nu știu, nici nu puteam. Aia e o aberație. Toate aceste chestiuni survin într-o perioadă în care toată lumea se plânge, domnule, de deprofesionalizarea învățământului, de toate gradele, de toate ciclurile. Are. E nevoie de profesori și cu experiență și cu tare. În același timp, însă, se dă curs unor manevre de genul acesta pe care nu le înțelege nimeni. Bine, eu nu, vai de mine, nu vreau să pun cazul meu în discuție acum, pentru că deja e... Acum m-ați întrebat, trebuie să răspund. Domnul profesor, stați să ne gândim la un lucru. Eu întreb un lucru. Câți bani oare a cheltuit statul ăsta român cu mine? Iar ca mine sunt mulți. Nu sunt eu singur. Ca să mă perfecționeze. Să mă trimită și în Europa, să mă trimită și la master, să mă trimită și la nu știu câte cursuri și câte competențe. Dacă vreți, vă dau pe... Am CV-ul pe completat la zi pe internet, să îl citiți, să vedeți cam despre ce este vorba. Am tot, absolut tot făcut la fix. Oare cât a cheltuit statul ăsta cu mine ca niște interese meschine a unor oameni mărunți și cu... Doamne, cum se spui asemenea aberație? Deci eu care am citit, domnul profesor, am citit 100 de reclamații pe zi. 100 la minister. Vă rog să cred, căpiam. Și trebuia să fiu foarte atent, pentru că una e, am lucrat cu 90% din miniștrii educației din 90 până acum. Iar în perioada când am fost la minister, am lucrat cu unul dintre cei mai buni. Bun. Nu le dăm nume că nu este corect. Poate că cineva zice, domnule, și ăla e bun, nu. Bun. Și din aia 100 care vin pe zi, ministrul vine seara în minister, că zice, are probleme de guvern, de parlament, de... Vine seara și spune, cheamă-l pe... Apropo, când m-au numit director, abar n-aveau cine. Mă întreba, domnule, unul care a fost inspector general, director, cu tare. Păi avem unul aici. Pe ăla îl punem director la control. Bun. Nici nu știa bine, domnul ministru, cum mă cheamă și zice, să vină Mitică. Da. Bun, în suta aia care o aveai zilnic, zice, spune-mi, te rog, cazul ăla de la Sebeș, de la școala aia, ce părere ai, cum putem rezolva problema? Pentru că el pe unde umbla cineva l-a întrebat, bineînțeles. Iar tu trebuia să fii, că apropo, că citeai, lasă-le, că le dai o parte. Nu-i chiar așa. Nu puteai de nimic la o parte. Că la a doua zicea, auzi, bă, ia fă ordinul și schimbă-l pe ăsta, sau bani n-are pe ce nu mă trăiește. Da. Iar nimeni nu-și permite să, domnule, când ești șef și vrei să fii șef adevărat, știi, trebuie să lucrezi cum, să lucrezi, că și dur de multe ori, că nu poți să lucrezi cu duhul blândeții și să crezi că vei avea și rezultate. O să poate așa ceva. Și apropo de chestia asta cu legea, păi, domnule, dar știți, domnule, ce iubit a fost ăla, ce... Păi, domnule, în momentul în care aplici legea, nu te iubesc mulți oameni. Că legea nu e făcută pe iubire. Legea e făcută să stabilească niște reguli. Nu? Dar și regulile sunt... Chestia cu iubitul, avem un prieten, îl cunoaște și dumneavoastră foarte bine prin zona aia frumoasă a Mehedințului. Deci, nu, dacă mă iubește, trebuie să mă și posede. Vă dați seama ce înseamnă să fii și posedat în asemenea situații. Da. Lăsați un colo de iubire, mai degrabă rigoarea, legea, aplicarea inflexibilă se impun. Dar și tot legat de ceea ce discutam până acum. Iată, se vorbește din ce în ce mai insistent și poate știți mai multe decât mine de posibilitatea, dacă nu chiar de decizia de a face din profesori funcționari publici, înalți funcționari publici. Perfect. Ce e cu chestia asta? Ne spuneți și nouă mai aplicat așa? Vă spun aplicat și foarte documentat. Vă rog. Legea funcționarului public, cred că este legea 188 din 1998. Mă rog, n-are importanță. Da. Dar de ce am făcut precizarea aceasta? Pentru că în învățământ, în învățământul românesc, înainte de 2000, de anul de grație 2000, cu un an sau doi, apropo de numărul, de legea, când a apărut legea, să zicem, deci cu puțin înainte de 2000, inspectorii generali, inspectorii generali adjuncți, directorii CCD-ului, contabilii șef din inspectoratul școlar, salarizare din inspectoratul școlar și partea tehnică au devenit funcționari publici. Da? Era cu puțin înainte de 2000. Dumneavoastră acum, ca și ascultătorii dumneavoastră și audio și video, trebuie să se gândească cine era la guvernare atunci. Bun. După
Era CDR-ul, nu? Bun. Au fost făcute lege, i-a făcut pe oameni ăștia, pe toți. Apropo de că aveți invitat aici, am văzut foarte des în învățământ, aveți un coleg de-al nostru care m-a urmat pe mine la inspectorat în prima mea șarjă și care a făcut parte prima dată din echipa mea, ales de mine. Am înțeles. Ales de mine, luat de braț și a spus, domnule, te rog să vii, apropo de competențe, te rog să vii alături de mine, pentru că am nevoie. Păi nu pot să vin, domnule, că eu n-am băut o cafea cu dumneata niciodată. Da, dar ești doctorant, ești unul de cei mai buni și mi-e trebuie oameni de calitate ca să fac treabă. Da? L-am luat, da? Bun. E, și el după aia, când s-a văzut, știți, mai există o chestie franțuzească, nu? Când îl ia pe cercetătorul din față, îi face așa, 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 și până la urmă i-a luat și capul. Da, mă rog, asta e viața, nu e nicio problemă. Bun. Deci, ei făcut în funcționari publici. Mai mult decât atât, la colegul de care vorbeam mai înainte, am fost de față în comisie, pentru că secretarul de stat de la data respectivă, care acum e, să zic, coleg cu mine la... Nu pot să fiu coleg, e președinte de Consiliul de Administrație la Constantin Brâncuș, așa, m-a chemat, zice, îl știi pe băiatul, da, bun, se poate confirma toată. Deci a fost făcut funcționarea bulii, da? Perfect. După 2000, imediat, au fost 2000, 2001, 2002, nu are importanță, niciunul n-a mai rămas funcționar public din România. Apropo de funcționarii publici din învățământ. Au rămas cei din minister, pentru că 3/4 dintre ei sunt funcționari publici, 1/4 sunt personal contractual, foarte puțin contractual, da? Bun? Dar în partea asta, acum mă întreb la întrebarea noastră ce răspuns să vă dau eu, că vor ajunge acum profesorii funcționari publici. Păi, una peste alta, dacă vreți să vă spun părerea mea, și acum sunt tot funcționari publici. Și știți de ce? Au contract pe perioada determinată, știți dumneavoastră din experiența dumneavoastră de 40 de ani de învățământ. Un coleg profesor dat afară din învățământ pentru incompetență sau pentru altceva. Eu nu. Nici de sub nu știu. Sau să zice că o fi unul, doi pe care nu ne aminte, da? Dar e o excepție de excepție, nu? Excepția întâlnește. Bun, e cam același lucru să fie funcționar public, nu? Bă, că mai are și alte drepturi și altele și alte, e cu totul altceva. E cu totul altceva. Dar nu va rezista această chestie cum nu au procedat corect acum făcând concursul pentru directori, pentru inspectoratele școlare, pentru general, ajuns și mai departe. A fost o greșeală a ministerului. Vă referiți la concursul pentru la concursul pentru ocuparea funcției director ajuns și păi, prima dată trebuia să... Ce a fost greșit în toată chestia? Păi vă spun ce a fost greșit. S-a vrut ca să se arate că sunt, apropo de funcționare publică, sunt, e un concurs apolitic și așa mai departe. Păi aveți impresia că cei care acum conduc România îi țin pe ăștia acolo? Păi mai să zic, la postul ăsta nu de televiziune. Uitați-vă la celelalte posturi de televiziune cum sunt atacați la inspectoratul școlar de aici. Și nu numai de aici, în toată țara. Și e un lucru absolut normal care nu e acum a se produce prima dată. Atacul asupra inspectorului general când se schimbă regimul, eu care am prins toate în atâta timp, nu 10 ani de inspectorat, și am prins două ture, ca de două ori general și o dată general ajung, deci suficient. Vă spun precis, păi, am prins perioade scurte când a trebuit ca să fiu, să mă fac, scuzați-mă, bolnav, adică să mă fac, să-mi scot o boală în față, ca să nu mă dea afară, că aveam concurs. De ce mă dădea afară? Pentru că mă dădea afară cu sancțiune. Nu pentru că țineam neapărat ca pisica de pom funcția. Pentru că în momentul în care a luat puterea, nu veneam ce vin, ci din teritoriul, noi de sus. Vin teritoriul, spune, că vreau neapărat funcția respectivă. O vrea și o vreau și o vreau și o vreau și o vreau și mă lor, exact cum vedeți pe scena politică, acum sunt unii care se spac și se ceartă, că ăla a vrut să-l pună pe ăla, că a vrut să-l pună pe ăla și mai departe. Așa se întâmplă și acum. Păi ai pus pe ăștia, vă dați seama ce e în capul ministerului? Acum, apropo de cei care sunt la Consiliul Inspectorat... Încerc să-mi închipui. Haide! Domnul Obrosă, în momentul în care s-a schimbat, am prins 2 ani de zile în minister, perioada exact de tranziție. A schimbat... Cele mai urâte. Da, cumplite. Păi când v-am spus 100 de reclamații pe zi, nu e deloc exagerat. Că sunt mult mai multe. Dar cele care erau pentru stimat direct și mai departe erau aici, celelalte jucării erau pe alte compartimente, nu era la direcția de control. Aici trebuia dată o rezoluție ca ministru să dea o decizie, un ordin de ministru, prin care să-i dobare pe aia, să-i termine cu ei odată. Deci asta se dorea neapărat. Și asta se și făcea. Asta se și făcea. Pentru că aici sunt chestiile foarte clare. Tot ceea ce vrea ca să audă un ministru, indiferent cine era el, că vrea, nu vrea,
Știți cum este, am participat la chestia joasă, că spunea, domnul ministru, noi v-am pus pe dumneavoastră acolo. Dar trebuie să spunem ce facem noi, că dacă nu eram noi, dumneavoastră, nu erați acolo. Și noi, ca să vă punem pe dumneavoastră, a trebuit să muncim cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Dacă am muncit cu ei, acum trebuie să-i recompensăm, să-i punem pe funcție. Așa că vă rog să luați decizia cea bună. Aveți explicații dumneavoastră? Cum să-i spuneți dumneavoastră unui adesea că nu vreau? Da? Să zic, domnule, fac funcționarul public. Da, mă rog. Păi și acum, domnul profesor, e normal, credeți dumneavoastră. Eu, deci, dacă avem o discuție și ne cunoaștem atât de bine, ar fi păcat să ne păcălim unul pe altul și pe cei care ne ascultă. E corect ca să-l iau pe unul de la Ciochiuța și să-l transfer în București? Doar asta a spus, să-l învățăm și a dat concursuri ca să ajungeți aici. Multe. Multe. Da? E, el face o cerere, se duce, e corect? Nu. Doi. Nu am nimic împotrivă. Unii dintre cei mai buni profesori de învățământ sunt absolvenți liceelor pedagogice. Asta e adevărul. Și asta e corect. Dar e corect ca unei educatoare să-i recunoști gradele când ajunge printr-o altumită formă profesor de limba română sau de fizică? Nu prea e corect. Să fie când acolo ai prezentat un proiect. Un alt tip de proiect. Și aici un alt tip de proiect. Sigur. Păi vedeți, sunt atâtea și atâtea și atâtea chestii. Acestea sunt situații care nu trebuia să existe. Vrând, asta apropo de discuția noastră, că vreți calitate. Păi care calitate? Că aici luăm pe punctaje. Câte cărțulii a scris, câte metodologii, câte articole, câte. Și atunci îl bate pe ăla și ajunge unde vrea el. Nu știu unde, nu? M-ați spus la situația la care, ca și partea cealaltă, pe care, dacă nu mă întrebați dumneavoastră, mă întreb eu singur. De ce domnul profesor ați desfințat școlile profesorale? Da, era o întrebare pe care... Mare! Și știți care e problema? O pun fără nicio ezitare, dacă până acum am mai patinat puțin. Acum o pun, înainte de a veni aici, am stat și m-am uitat pe toate posturile de televiziune și am văzut una dintre discuțiile foarte importante, apropo de învățământ și bubele învățământului românesc și, mă rog, multe, multe alte probleme, la asta mă uit, că îmi place, că aici percep mai bine. Și zice, dom'le, de ce ați deschis școlile profesorale sau școlile de arte și mesei? Când toată Europa le are și toată Europa cere, domnul profesor, dumneavoastră știți câți bani s-au băgat în colegiile astea tehnice, ăștia patru, ca și de altele. Știți câți bani? Nu, lăsăm de ce balul, că e copilul nostru de suflet, să-l lăsăm să liniștească. Știți că s-au băgat în domnul Tudor? Ce bani s-au băgat acolo? Și pentru ce? Nu mai există școală profesională. Păi ăștia de la liceu învață ceva mare lucru? Câte ore au ăștia? Când ăia de la școala profesională aveau 6 zile pe săptămână, se muncea înainte. Aveau 2 de carte, 5 de 4 de practică. De practică, da. Dar bun. Spuneți dumneavoastră, toți muncitorii buni pregătiți în școala românească, tehnică, care au plecat în sănătate, s-a întors vreunul? Eu cred că nu. Sau dacă s-a întors câțiva, regula e regulă. Da? Sunt căutați, sunt respectați și muncesc acolo. Nu mai ai în muncitori în România. Uitați-vă că sunt patroni care țipă, domne, nu am. Și în turnul Severin, așa că de el de mic. Dar alte orașe mai mari, domne, vreau neapărat muncitori de aia de... Cine îi pregătește? Bază materială a fost... Nu cred că mai e. Doi, bază umană, oamenii aia erau extraordinari. Din unitățile economice înainte de 89 și după au rămas. Cei mai buni maestri erau în școlile respective. Se obișnuise, erau extraordinar de buni, puteau face orice. Unde sunt? De unde îi luăm acum? S-au desfințat școlile profesionale, zic eu, din același motiv din care la începutul anilor 90 s-a renunțat sau s-au desfințat o sumedenie de licee industriale, agroindustriale și așa mai departe, pentru a se transforma multe dintre ele în teoretic. Da, vreți să vă spun ceva? Da. Șirul greșelilor. Acum, eu sunt mic, nu pot ca să... Da. Am voie la emisiunea noastră să-mi dau cu părerea. În lege nu s-au desfințat școlile de arte și meserii, școlile profesionale. Deci în lege nu s-au desfințat. N-au mai primit plan de școlarizare.
Bun. Asta e, că ele funcționau pe lângă liceile industriale. Să nu mă puneți acum să spuneți, domnule, cine a fost ministrul care nu a mai dat plan de școlarizare? E unul de-al nostru. Da, bun. Dar întrebarea e următoare. Bun, el a greșit. Dar voi următorii care ați venit, ce ați făcut? Nu? Au încercat săracii, după cum vedeți acum, să refacă școlile profesionale, să le dea nu știu câte avantaje, 2, 3, 4 milioane, truse de scule, echipament de protecție, etc., 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 ca să-i readucă. Dom'le, nu înțelegeți un lucru. Când ați vorbit de reforma învățământului, reforma se face în creier prima dată. Să priceapă omul despre ce este vorba. Nu ce vrei dumneata în baza materială. Ai făcut-o în creier, după aceea o pui în baza materială și baza umană, tot ce trebuie. Dar în creier trebuie să fii convins că faci un lucru bun. Păi dacă nu l-ai făcut chestia asta degeaba, e zero. S-a încheiat. Și unde vom găsi noi oamenii ăia care au fost pregătiți pentru... Apropo de m-ați întrebat, domnule, când spunea cheltuie statul ăsta nenorocit cu mine, bă, că m-a trimis de colo, colo, colo. Du-te, bă, la olimpiada aia și vezi, organizează asta, 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 adică mă trimis pe mine să monitorizez examenul de titularizare la județul Timiș. Vă dați seama, Timișul. Timișul e 5-6 ori mai ca noi. Sau în alte părți. Iar la tine la școală n-ai loc. Te dai seama. Sau alte chestii. Domnul, hai să fii serios, domnule, ce dai, bă? Indiferent ce avea să spui, balivernele și bă, lasă, domnule, că știu eu, lasă că vorbesc eu. Dar mai mult, știți care e problema? Vă văd la dumneavoastră, sunteți umanist prin formare. Aveți aici tot felul de interlocutori. Am văzut și umaniști, și, să zicem, realiști pe parte reală, tehnici, da? Care vorbesc foarte frumos. Îi ascult și mă gândesc, Doamne, oamenii care ascultă, oamenii sunt total paralel unii între ei, nu vă supărați. Paralel cu sistemul. Păi exact ce vă spus înainte. Dom'le, păi reînființați școlile profesionale. Cum să reînființați, băi? Pe cum? Păi da, ulea, ce vorbește-le? Mă, unde e baza, bă, te-ai văzut oamenii, băi? Unde sunt? Doi, v-am spus, în mintea omule. A, ce, domnule, că acum toată lumea se duce și face facultate. Ce mai trebuie lui chestia asta? Nu? Așa este. Asta era tematica emisiunii care a văzut la un post național de televiziune, înainte de a veni la dumneavoastră. Cum fabricau ăștia ingineri aeronautici? Și întreabă ăștia, domnule, sunteți nebuni? Păi România nu mai avem fabrică de avioane. A, nu este, domnule, că acum vin francezi la Gimbav și parcă pe la Craiova, dacă mai e ceva așa, păi la Craiova, noi, care suntem Dolgen, da? Da. Să zicem, da? Păi fabrica de la Craiova era fabrica, nu era fabrica de avioane, era fabrica de avion. Că numai unul se făcuse, da? Și acum au fabricat 300 de ingineri aeronautici, 300! Pentru cine? Întrebau ăștia, nu eu. Și eu mă întrebam, oare pentru cine? Și acum răspunsul, vă spun eu cum îl dă ministerul sau alții. Ministerul dă răspuns și eu, domnule, suntem țară europeană, suntem Uniunea Europeană, noi formăm forțe de muncă pentru toată Europa. Noi suntem o comunitate. Bun, eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnilor. Ei ne dau nouă ceva? Păi facem un schimb, da? Ne dau la... Ca să nu zic în altă... Ne apropiem de finalul emisiunii, domnule profesor, a trecut. Pare. Ca de obicei, repede, cu interlocutori agreabili și plini de substanță ca domnia voastră. Dar o întrebare am timp să vă mai adresez și la care cred că puteți să-mi răspundeți. Mai ales că nu e una dificilă. La toate. Da. nu e una dificilă, e una de mai de suflet, așa. Practic, dumneavoastră sunteți, cum vă spuneam și la începutul emisiunii și cum le spuneam și stimaților telespectatori, sunteți recunoscut ca unul dintre cei mai buni manageri pe care i-a avut învățământul mehedințean în ultimul sfert de veac. Da. Că tot vorbirăm de niște aniversări. Așa este și cred că cei care ne ascultă, cei care ne văd sunt și avizați asupra domeniului despre care vorbim, sunt de acord cu ceea ce spun. V-aș întreba, întrebarea este următoarea. Ați avut vreun mentor, vreun model în materie de manageriat al învățământului aici, pe plan local, care să vă inspire, care să vă îndrume, primii pași cel puțin, care să vă cenzureze greșelile, care să aibă grijă de dumneavoastră? De-a lungul existenței, întotdeauna am căutat ca să învăț de la cei dinaintea mea, de la cei deștepți. Să fiu corect și sincer. Și, domnule, știi, de la prost înveți câte ceva. Scuzați, am încercat de la ăștia mai de succes să învăț și din afară și interior, să-i văd și. Punctual, pe județul Mehedinți, da? Au fost. Au fost mai mulți.
În prima fază, în 1994, când am fost la inspectoratul școlar, i-am consultat pe cei care au fost înaintea mea, fără niciun pic de jenă. Domnule, ce părere ai de cutare? Pentru că mi se părea că ajunsese pe un teren care nu mi era prieten, mi era ostil, adică nu știam despre ce e vorba. Trebuie să fiu sincer și corect. Și n-aveam de unii să știu. Nimeni nu se naște învățat, da? Deci i-am întrebat. Și am avut de învățat la fiecare, calmitate, larg și așa mai departe. Însă, de-a lungul timpului, cel care a fost și a rămas un bun prieten și un bun sfătuitor, a fost domnul Iancu Bonoi. Corect. Un tot timp. Profesor care v-a precedat în funcție. L-am apreciat. Păi știți cum m-a întrebat cineva, zice, domnule, cum a fost, zice, Bonoi inspector general, Mirică director? Doi. Mirică inspector general, Bunoiul director. Da. Nu, ne-am înțeles foarte bine și a rămas în relație excelente de prietenie, fără discuție și am apreciat unul. Am asistat, cred că a fost primul care a luat gradul întâi în jurisul medic la fizică, da? Am simțit că știe carte și asta m-a era o chestie foarte frumoasă pe un plan, în care am aduc aminte, nici nu am spus vreodată chestia asta, și cum a interpretat fenomenul fizic, mi-a dat seama, omul ăsta are creier, pentru că, cum să vă spun, acum vă rog să dăm modestia puțin la o parte, am terminat cu 982, deci mi-a plăcut, nu, n-am învățat cartea că mi-a plăcut atât de mult, am învățat pentru că trebuia să o învăț și mă scotea din toate impasurile vieții, dar mi-a plăcut și am apreciat pe oamenii care știu carte, în principal, clar. Așa, și dumneavoastră ați fost la școală la mine. Da. Bun. Nu spun mai departe decât atât, dar... Da. Bun. Doi, i-am apreciat calitățile manageriale în sensul că eu când am venit în oraș, poate nu vă vine să credeți, și iar n-am spus-o public asta niciodată, dar m-ați întrebat, fără ca noi doi să ne înțelegem înainte. Se dăduse definitivatul. Am dat definitivatul. Am fost cu profesorul Lugoș la Craiova și am dat definitivatul. Am stat într-un apartament la Craiova a unui profesor așa, pe care nu-l cunoșteam la data respectivă, pe care îl chema Maicăneanu. Am venit în oraș, erau consfătuirile cadrului didactice la teatru. Coboram pe la... spre teatru. Și m-am întâlnit cu domnul Bunoi, care a inspector general. Băi, ce faci? Mă duc la ședință. Ai fost dat definitivat? Păi cum să nu? Am fost. Am și luat. Lasă-mi asta. Știu eu care ai luat. Du-te la Crăciunescu, la Decebal și spune să-ți dea catedra mea. Un om care n-am avut nicio altă chestie decât faptul că auzise, văzuse, mă cunoscuse și a zis, du-te, așa a fost lansarea mea în orașul Drobeta Trunseveni. Ca să vedeți care este întâmplare. Așa se face. Bun. Doi. L-am văzut după aceea la inspectura, că nu fusese la inspectura până atunci, cum discuta cu oamenii, ușa deschisă, toată lumea se putea asista la discuțiile care erau acolo, mi se părea o chestie foarte corectă, la timpul respectiv. Acum stă și deschisă și vorbim una, facem alta. Nu. Toate chestiile erau foarte... Deci am avut acest model, v-am spus, și profesional și managerial. Vă mulțumesc mult pentru și eu tot ce ați mărturisit în această seară. Tot ceea ce a spus este sau sunt rodul unei experiențe didactice cu totul și cu totul remarcabile. O spun, repet, nu numai din prietenie, ci și din convingere. M-a impresionat în mod deosebit sentimentul de recunoștință pe care l-ați exprimat față de mentorul dumneavoastră în materie de manageriat, domnul profesor Iancu Bunoiu, un profesor al cărui prestigiu este și el unanim recunoscut în județul Mehedinți. Vă mai aștept și cu alte prilejuri, pentru că și pentru mine a fost o întâlnire reconfortantă în această seară, să discutăm și despre învățământ, dar și cu un vechi și bun prieten. Vă mai aștept și cu alte prilejuri, să mai abordăm și alte probleme ale învățământului, pentru că ele sunt foarte multe și, fără îndoială, în intervalul de o oră cât ține această emisiune, nu le putem epuiza pe toate. Încă o dată mulțumesc. Și eu mulțumesc, a fost o plăcere deosebită și mă așteptam să iese totuși bine, pentru că știam cu cine am de face. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care sunt sigur că ați urmărit și această emisiune. Vă dau o nouă întâlnire la Tribuna Societății Civile lunea viitoare, la aceeași oră.
Până atunci, cu mine vă mai întâlniți și în emisiunile de peste săptămână, prima dintre ele joi la Ecouri din Poiana lui Iocan. Vă doresc o seară foarte frumoasă tuturor, așa cum promite să fie și pentru noi, cei care am fost amfitrionii dumneavoastră în această seară. La revedere, o seară plăcută tuturor, încă o dată.